lume dispărută. Wow! Huari. Vai, ce noapte! Dacă profesorul Summerlee nu încetează să mai vorbească în somn, voi ajunge să umblu ziua ca un somnambul. Uite-le, camunile, tocmai ce-mi trebuie ca să dorm în bine noaptea. Summerlee! Hei, profesore! Unchiule! Unchiule, unde ești? Summerlee, ești chiar? Unchiule? Unchiule, ești bine? Unchiule! Hei, trezește-te! Moșneagul n-are nimic, a visat iar urât, asta-i tot! Trebuie să recunosc că mai nou nu prea pot dormi noaptea. Nu ești singurul, profesore? Am mereu același vis despre o creatură uriașă cu ochi mari și roșii care mă târăște prin junglă. Da, cu ochii mari și roșii, vai, ce speriat sunt! Oh, Billy, mai bine du-te să o cauți pe Mina, ea te consideră mai amuzant. Bine că măcar cineva de aici are simțul umorului. Un om mare cu barbă albă vine noaptea în peștera ta? E groaznic. Nu înțelegi, Summerlee are un vis ciudat, iar eu am făcut o glumă. Billy, visul e ca și Kisha Chaka, un pod între cei vii și cei plecați dintre noi. Și astfel spiritele ne conduc pe calea cunoașterii. Eu cred că monstrul ăla mare cu ochi roșii îl va conduce pe Summerlee numai pe calea pierzaniei. N-am mai dormit ca lumea de zile în șir. Billy, cuvintele tale sunt periculoase. Trebuie să înveți ceva. Vino. Wow! Cu mulți ani în urmă, când orașul era plin de viață, locuiau aici uriașii huare, ce erau tratați ca niște sclavi de către unii Ayara. Fiecare creatură avea puterea a 5 oameni, dar era blajină ca un pui de petasaur. Strămoșii au greșit tratându-i pe huare ca pe niște bunuri și nu era pe placul Pachamama. Asta a dus la distrugerea lor. Înaintea primei împărătese Initima? Da, prințesă, înveți repede. Și ce s-a întâmplat? Se spune că ei sălășluiesc în cățișul pădurii și umblă pe cărări secrete ce duc spre orașul interzis de dedesubt și că nu ies la lumină. De aceea ochii lor sunt roșii ca focul, iar ei albi ca dinții lui Acari. Și la fel de periculoși. Dar de ce sunt periculoși? Se spune că mai întâi apar în visul victimei lor. Victimei? Icica Laica, Kalasasaya, Huaka Chiaki, Huari Laica. Nu se poate! Vorbitorii din vis caută răzbunare pentru felul în care au fost tratați. Ei trimit un mesaj prin vis, un ceaschi. Dacă cel ce visează nu ia-n seamă mesajul, Huari se ridică din lumea lor, subterană, să-l răpească pe visător odată pentru totdeauna. Trebuie să-l putem ajuta cumva pe profesorul Summerlee. Voi începe ceremonia ceaschii cu Acioc ca să-i țin departe de noi. Diseară trebuie să-l aduci pe profesor la ceremonie, că de nu va fi rău de tot. Ei, auzi! Ah,
Ah, fie rar! După asta va trebui să fac un duș. Eu voi fi primul, credeți-mă. Măi, să fie, nimic nu e ca Durio Zebitinus. Summerly, ce faci, Liliac Orb, ce ești? Hoari, diseară, ceremonie, profesor în pericol. Mai încet, Billy, să nu cumva să te înneci. Coia zice că monștrii ăia, Hoari, vor să-l răpească, exact ca în visul lui. Billy, cred că imaginația ta a luat-o razna. Singurul pericol care îl pândește pe profesor e să facă o indigestie. Firar! Ce-a fost asta? Ce să fie? Matahala, mai termină! Vreau să lucrez puțin! Trebuie să mă asculți! Hoarii sunt adevărați! Matahala, te rog, termină cu zarva! Da, ce-am făcut eu? Summerly provoacă toată agitația asta! Hei, Summerly! Summerly! Unde te ascunzi, moșneac, pe zevenghi? Uimitor, ce grozav e! Billy, unele legende a Iara sunt impresionante, dar nu sunt decât legende. Dar Coia zice că profesorul trebuie să participe la ceremonia de vis. Ia-uzi, băiete, o ceremonie de vis? Baliverne! Cum adică baliverne? Profesore, oamenii ăștia consideră visul ca făcând parte din realitate. Ei știu mai multe despre ca... Profesore, mă asculți măcar! Uite-le, camomile, tocmai ce-mi trebuie ca să dorm bine noaptea. No! Unchiule! Summerly! Hei, profesore! Unchiule, unde ești? Încotro s-a dus? Nu știu, parcă s-ar fi dus în toate direcțiile. L-am pierdut. Haide, n-avem timp de pierdut. Unde poate fi? Unde e Summerly? V-am spus eu, a fost Hoari. Monștrii l-au luat pe profesor. Firar, ăsta chiar că e un coșmar groaznic. Molly, Matahala, o să ne ducem în sat să vedem ce se întâmplă. Și nu-mi pasă ce e acolo, Billy, și nici cât durează să-l aducem pe profesor înapoi, crede-mă. Îl vom aduce. Și ca laica, ca la sasaia, oaca, ciachi, oari laica. Între noi, spirite rele, creaturi în forma acestor icoane, plecați, oari, spirite rele! Unde e bătrânul? Trebuie să fie de față ca să alungăm ceaschii, să schimbăm visul! A dispărut! Majestate, vrem să ne ajuți! Huaci, Huari! Summerly l-a întâlnit pe Huari! Ai lu! E prea târziu! Vai, vai! Ce mod groaznic de a pieri! Am decis! În zori Ramnek va pleca cu cei mai buni vânători în junglă. Îl vor vâna pe Huari înainte să mai ia pe cineva. Dacă putem sta diseară în sat, grupul nostru va merge cu voi în zori. Vreau bestia aia! Valorează mai mult decât toți oamenii zăpezii din Himalaya. Trebuie să ajungem primii. Vino! Ajutor!
Ajutor! Ajutor! Hei, vino aici! Stai puțin, ce fac eu? Este doar un coșmar. Nu este real. Uneori e la fel. Ce spunea visul tău, Billy? Că o creatură mare vrea să mă ajute să-l găsesc pe profesor. Billy, spune-mi, ți-a apărut Huari în vis? Da, m-a strigat. Voia să-l urmez până la profesor. E în pericol, dar nu din vina lui. Mina, promite-mi că nu spui nimănui. Cum să spun cuiva dacă merg cu tine? Matahala, te rog, încetează, băiete! Ce? Nu! Dă-mi drumul, monstrule! Ajutor! Ajutor! Hei, făt frumos! Ți-am spus să stai de veche! Am prins unul! O, da! Am prins unul! Hei, nu e prea mare! E un pui. E perfect. Cealaltă capcană e ceva mai jos. E doar o chestiune de timp până vine și maică-sa. Iar atunci îi vom avea pe amândoi. Nu-i așa, micuțule? Așa, cheamă-o pe mami! Încotro s-o fi dus? Să vezi când o vedea mama asta. Huari! Hai, Mina, se duce! Nu, o să ne distrugă. Nu distruge pe nimeni. Huari vrea să ne protejeze. Asta îmi spunea visul meu. Vino, cred că vrea să ne arate ceva. Pata, trepte străvechi. Acolo e. Hei, e ca în visul meu. Ajutor! Hai, Mina, pe aici! Ceilalți au necazuri, iar Huari ne conduce direct la ei. Billy, cum de ești atât de sigur? Ajutor! Mamă, sunt aici! Știam eu! Billy! Copii, păzea! Billy, unde ai fost? Tare aș vrea să pun labele pe gâtul netrebnicului ce ne-a atârnat. Am mai văzut așa ceva și înainte. Maple White? L-am văzut pe Huari, e aproape. Unde? S-a dus într-acolo, e incredibil. Bravo, flăcăule, ia să-l chem eu pe Ramnek. Nu, să nu-l distrugi, vrea să-l salveze pe profesor. Așa cum ne-a ajutat pe noi să vă salvăm, așa era și în visul meu. Nu vom distruge pe nimeni dacă nu trebuie, Billy. Dar trebuie să-l aducem pe profesor înapoi. A
Ai grijă, John. Mi se pare că e ceva ciudat cu visele astea. Vă rog, nu-i faceți nimic. Profesorul nu ar vrea să-i facem ceva. Urme proaspete. Ăsta e mare de tot. Are 2 metri și cel puțin 200 de kilograme. După cum se pare, unchiul e încă cu el. Uită-te la dâra asta lungă din urma lui. Ai dreptate. Precis îl duce cu el. Dar oare e în viață? Unchiul meu e un luptător. Da, asta așa e. Așa e. Hei, dăm drumul, bestie! Dăm drumul! Raxton, uite-l! Dar unde-i profesorul? Cu acea! Hei, Summer! Avem musafiri! Habar n-aveam că poate rupe o funie ca asta! Nu a fost hoarii mei, Maplewhite, ci eu! Serios? De data asta n-o să mai scapi! Înapoi! Nu e hoari, e doar un biet maimuțoi bătrân. Nu se poate. Nu e ca celălalt. Raxton habar n-are că am prins puiul. Vino. Sunt adormiți, dar nu pentru mult timp. Gata, vânătoare, nu hoari. Ei, măi, să fie. Foarte bine, domnilor, bravo. Doamne, ce miros înțepător are! Sau e de la tine, Matahală? Băiete dragă, să faci un duș? Ia mai taci odată, moșule! Dacă n-ai fi cum ești, ți-aș trage una! Mamă, crede-mă! Hoari ne-a condus aici în vale să-l salvăm pe profesor! Totul e logic! Uite, acolo l-am văzut, mamă, uite! Așa am reușit să intrăm printre copaci și am ieșit pe acolo. Sau poate că nu. Nu mai știu nici eu ceea ce e vis și ceea ce e realitate. Visele pot părea uneori reale. Da, confuz de reale. Stai! Ce e, băiete? Vezi, mamă? Vezi? Sunt adevărați! Cel din vis te-a ales, Billy. Nu ca și victimă, ci ca și salvator. Cred că a căzut. E rănit. Billy, dă-mi plosca. E goală. E fierbinte. Billy, am trecut peste un pârâu pe drum încoace. Du-te, repede! N-ai teamă! Nu-ți fie teamă! Beata creatură are mare nevoie de apă, altfel va pieri. Habar nu am, șefu. Parcă era dincolo de pârâu.
Sau era înainte? Am uitat! Uitat? Într-o bună zi și eu am să te uit aici, amice! Ai reușit, Billy! Gata, gata! Ce om sănătos la minte ar răni o creatură atât de blândă? Știam eu că nu vor să-i facă nimic profesorului. Billy e foarte înțelept pentru un băiat. Mulțumesc! Hei! Ce a fost asta? La o parte, capse! Sper că într-o bună zi îi voi vedea iar pe Huari. Cine știe, poate că voi găsi o cărare printre copaci și o ieșire de pe platou mergând în subteran spre orașul interzis. Poate așa a făcut și tata, iar eu nu fac decât să-i calc pe urme. Un lucru e sigur, Maple White și Culver nu vor mai căuta niciodată Huari, mai ales că Raxton i-a găsit speriat și fugind mâncând pământul prin junglă ca niște pui fără cap. Huari i-a dat și profesorului o lecție despre vise, căci visele chiar se adeveresc. Noapte bună, Billy! Noapte bună! Noapte bună, profesore Summerlee! Profesore! Matahală, vei trezi toată jungla! Ce? Nu eu, Sforăi, ci Moș Summerlee! Virar, eu sunt de vină pentru tot! Noapte bună, tată! Vise plăcute! Au dublat în limba română actorii Geo Dinescu, Elvira Râmbu, Ion Ruscuț, Petre Ghimbășan, Florin Stan, Daniel Vulgu. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.